Heyo, Catrina din nou! Ce avem noi aici? Este oare Dota? Este. Bine ați venit la un prim episod de Dota. M-am băgat deja la un finding match. Am jucat unul înainte. A fost groaznic. O să pun eventual câteva secvențe aici. Să vedeți și voi cât de groaznic a fost. Dar și la all pick dăm ban. Da, eu știu. Abar nu am ce se întâmplă. Luăm pe gagiul ăsta. De asta nu mai trebuie să cumperi. Aha, fiecare are câte unul. Am uitat că ăștia sunt așa de pușii. Ăștia sunt foarte agresivi de la Dota. Nu mi-a plăcut în veci de ei. Deci n-are quick cast, că parcă îmi lipsește acum, cum m-am obișnuit cu el. Și cum îmi chem curierul? Cum îmi chem curierul? Cum îmi chem curierul? Nu știu cum îmi chem curierul. Da, e prea mult dintr-o dată. Eu am 0 cu 2 și cu 2. Ah, în ultima secundă. Ceva nu mi-e în clar aici. Mi se pare că nu știu nimica. Că... am murit. Uai, ce prost joc. Groznic. Ce? Bă! Uai, ce mă nervează! Oh, nu știu ce cu mine aici. Nu mai au fost la niciodată. I'm dead. I'm freaking dead. I'm dead. I'm dead. How did I die? Oh god. Oh no. Oh no. 0 cu 11 și 12 asisturi. Pentru ce-s guide-urile astea dacă îs stupid? Și eu de unde să știu care mi-l trebuie de aici? Push boys! Where? What boys? I was bait! I was bait! Ai un match aici, ai o oră! Groaznic! Nu mai joc Dota niciodată! Ce se întâmplă aici? No, no! No, ce-am văzut? Radiant Victory! Mi-a trebuit un pic să mă obișnuiesc cu mecanica de aici. Plus că aici playerii mi se par mult mai hardcore, mult mai implicați. Ce să fac mai multe lucruri odată. No, no, mi se pare per total un pic mai complex. Dar, e ok. Atâta doar că trebuie să ne obișnuim un picuț cu el. Eu nu știu pe cine să banez. Asta mi-e problema. Și nici nu știu pe cine să iau. Asta mi-e cealaltă problemă. Uite, ăsta l-aș lua pe Dead Prophet. Și asta e o problemă. Nu știu cum sunt aici guide-urile. Nu văd nimic cu 90%. Bănuiesc că procentul ăla contează la ceva. Văd aici un 84%. Dăm select la ăsta. Și luăm cine recomandă guide-ul. După care merem înapoi la guide și vedem că early game le facem pe astea, core items, situation items. Habar nu am în ce circumstanțe le iau pe astea. Deci e un pic confusing, dar ce și zic. Jucăm așa cum e Dota asta. O să, cu siguranță o să enervez niște player de niște hardcore player de Dota. Că aici chiar îs pe din afară. Nu știu, LOL-ul mi se pare mai ușurel ca Dota. Ia la ăștia, mă. Grafica e un pic mai nasoală, dar să știți că e din vina laptopului. Ar putea arăta mai bine, dar n-arată. De-aia. De-aia. Cine-mi dă high five? Cine-mi dă? Nu știu care e faza cu asta. Tower. Just high five. Ah, prea tare. Hai, tower-ule. Don't leave me hanging. Come on. Come on. Yes. Nu știu să mai facem bloc la ăștia. Nu știu. Cândva să făcea, n-am mai văzut să se facă. E bun. Până acum e bun. Suntem în grafic.
ce? Au făcut două ouă acolo? God damn it, stop! Ok, și cum... cum mă mut înapoi pe erou? Asta mi-e problema. Stop! Mulțumesc. Mulțumesc, Juggernaut. Mi-ar trebui niște botoșei și aici. Bă! Pleacă de aici. Mi-ar fi fost să-mi iau sticluța cu mana. Numai că n-am gândit-o chiar bine. 675, s-a scumpit! Vai, inflația asta! Așa țin minte că era numai 600, cândva. Cred că ar trebui să mă duc eu acasă. Ce ziceți voi? Wow! E level 8? Și eu sunt numai 4? Păi nici nu-i de mirare aici. A fost într-un stan continuu! Ce să te cacă ăsta aici, ouă? Și de când e pe mount? O, Garo nu era pe mount. Groznic! Groznic joc Dota! Ah, 1 cu 3. Hai! Juggernaut! N-au putut, săracu. Foaie, sunt foarte stresată. Tată sunt cordată. Este cineva cu scor mai nașpa ca mie? Nu chiar. Suntem la limită. Asta noaptea atacă. Uite ce viteză are. Și m-a bătut. Hai de capul meu. Super tare, Lena. N-am avut ce face acolo, mare lucru. Puteam să beau din licoare, dar păi cine s-o gândit atâta? Cine s-o putut gândi? No, suntem la minutul 26 și nici măcar gând să terminăm match-ul ăsta.
L-am omorât eu din greșeală, am 2 cu 6, doamne ferește. Lina. 16! Eu abia 11. Shit. Shit. Please heal me. Shit. God. Oh, no! N-aveam cum să scap, puteam să-mi dau shield-ul. Cine naiba se gândește? Îți vreau mătie. M-a omorât Bloodseeker. Ce naiba e ăsta? Instantly restore health. De ce nu-mi pui acolo dacă e instant? Eu joc cam cel mai slab, daci. Nu, mulțumesc. Groznic. Groznic ce se întâmplă aici. Deci că e pe altă lume. De-aia mă descurc eu așa de bine în LOL. Aici, în Dota, era un pic mai greu. Și mă descurcam decent. Normal că nu foarte bine. Maxim decent. Na, aia e și ăsta îl pierdem, nu mă mai bag. E ce tot timpul făceam partid în echipa care pierde. Foarte grele smeciurile astea Dota pentru mine. Oh my god! Somebody help me! Greu mă descurc la Dota. Hai că nu mi-a atâta. A fost fain. Bun, ne-am stresat destul până acum. Ne oprim aici deocamdată, că a fost mult. Mersi că v-ați uitat și la episodul ăsta de Dota. Am încercat și noi ceva nou.
Sper că odată și odată să-i putem organiza și la LOL și la Dota, să facem o echipă mai mare și să jucăm și să iasă ok. Să aveți un weekend fain și până data viitoare v-am pupat. Pa, pa!